Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am hotărât să ne oprim câteva minute asupra întâmplărilor de acest gen, ca să vedem dacă, mă rog, sunt cazuri izolate sau se întâmplă des. 0372069599, dacă ați avut interacțiuni ciudate cu cei de la 112, cu ambulanța, cu poliția, cred că mai puțin cu pompierii, dar pompieri sunt cele mai puține reproșuri, dar mai ales cu poliția și cu ambulanța, acolo par să fie problemele cele mai mari. Deci 0372069599, sunați-ne dacă ați avut o experiență mai mult decât șocant, mai mult decât neplăcut, adică șocantă, atunci când ați avut nevoie de ajutor și ați sunat la 112 și vi s-a răspuns în dodi sau nu vi s-a răspuns deloc sau... Cu siguranță nu e un caz singular, dovadă stau mesajele pe care le-am primit în această dimineață și aș vrea să ascultăm unul dintre ele. Yeah. Bună dimineața, Robert din București sunt. În urmă cu vreo 2 luni, copilul meu de 2 ani jumate făcea febră aproape de 40, cu puțin aproape de 40, cu antitermice și dușuri cu apă rece. În același timp sunam la ambulanță, mi-a răspuns odată, a zis că o să vină, am așteptat o oră, am mai sunat de 2 ori și de fiecare dată când mi-a recunoscut vocea doamna de la 112, închidea telefonul pur și simplu, nu mai vrea să vorbească cu mine. Vă salut! Da, teribile astfel de momente. Că stai cu copilul și ai nevoie de ajutor, suni și îți spune, bine mă, o să vină, hai, lasă-ne în pace și pac, îți strântește telefonul. Nu așa se face, adică, na. 0372069599. Dacă ați avut experiențe ciudate, șocante cu serviciul 112, sunați-ne, am vrea să ni le spuneți. E complicat, nu știu dacă ați sunat vreodată la 112. Ba da, timpul trece altfel. Da, timpul trece altfel. Eu am sunat de 2 ori să raportez de fiecare dată cât un accident. Și nu eram eu implicat, adică văzusem, fusesem martor și ceream ajutor pentru cineva. Unul dintre astfel de fiecare dată a fost o experiență de neuitat, dar una dintre ele a fost total bizară, pentru că s-a întâmplat în centrul Bucureștiului, chiar în fața Bibliotecii Centrale Universitare, adică la Palatul Regal, acolo. Uh-huh. Pe Calea Victoriei este... Uh-huh. Un băiat a căzut cu rolele, dar a căzut și s-a lovit cu fața de asfalt, a fost un zgomot îngrozitor, și a leșinat. Și era acolo leșinat, ne-a apropiat, eram în zonă, am trecut, m-am apropiat să încerc să văd, să-i dau primul ajutor, își spărsese fața, curgea sânge și am sunat la 112. Și dispecerul m-a întrebat de adresă. Și zic că adresa este în fața Palatului Regal, pe Calea Victoriei, peste drum de Biblioteca Centrală Universitară, unde este statuia regelui Carol. Da, zice, am nevoie de adresă. Doamne, nu știu ce număr e, că nu văd niciun număr aici. În București, adevărul că să găsești un număr de casă, da, înnebunești până găsești. Doamne, nu știu ce e pe Calea Victoriei, în mijlocul locului. E adică posibil ca operatorul să nu știe, să nu cunoască Bucureștiul. Am înțeles, dar cum să fac? Pe vremea nu mă puteau localiza. Zic, doamne, sunt aici, moare băiatul ăsta. Trimiteți o ambulanță pe Calea Victoriei și fac eu semn cu mâna când apare. Teddy e deja în direct cu noi. Bună dimineața! Neața. Bună dimineața! Salut, Teddy! Te ascultăm! Te ascultăm! Am avut o experiență care eu zic că merită să o auzit. Este reală. Acum câțiva ani de zile, probleme la bloc cu un vecin tipice, cu scandal și la mai departe. Prima dată a sunat soția, i s-a spus nu ne interesează. Nu mi-a venit să cred, am sunat eu în continuare, i s-a spus nu ne interesează scandalul vostru și așa mai departe. În ce oraș? A treia oară sun și spun, domnule, dacă nu veniți, va fi cu bătaie, cu scandal, dar la fel mi s-a spus, faceți ce vreți, dar după aproximativ vreo 2 ore, 2 ore și ceva, sună la ușă. 3 domni polițiști au venit să-mi spună să nu mai spun pentru că ei nu vin. În ce oraș se întâmplă asta? În Arad. În Arad. Scuză-mă că râd, dar se pare fascinant. Băi, am venit să spunem personal, nu ne mai chema că nu venim, la revedere. Exact, exact. Și nu este o glumă și v-am spus, o situație foarte serioasă. Deci, cât a insistat domnul de la 112 că nu vin și să nu mai sun, după aceea au venit personal. Când i-am văzut, am crezut că voi lua amendă. Nu, au venit foarte calmi, foarte respectuoși,
mi-au spus să nu mai sun la 112, că ei nu vin. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, Teddy. Iată-ne că râdem, dar e o situație totală. Alina e cu noi, bună dimineața. Bună, Alina. Bună. Bună dimineața, bună dimineața. O întâmplare de acum două săptămâni din Băile Tușnad. Da. Bineînțeles că ne-am întâlnit cu ursul așa la vreo 20 de metri seara, noaptea pe la 12. Și am sunat la 112 totuși. În stațiune patrulau și jandarmii și poliția. Într-adevăr, doar că noi eram așa într-o zonă mai retrasă un piculeț, mergeam spre cazare și am sunat la 112. Dispecera mi-a spus: aceasta este o problemă de jandarmerie. Zic: bine, mulțumesc, faceți-mi legătura. Da. Și tot așa m-a întrebat domnul de la jandarmerie locația. Și am zis strada, știam strada, dar nu știam, dar un număr. Da. La ce număr prietenul, e ursul? Da. Da, prietenul nostru zic: dă-l pe urs, dă-l pe urs, să-i spună că el știe mai bine locul. Zic: bine, bravo, mai faci și mișto. Bun, totuși, i-am spus, aleea Sfânta Ana. În ce direcție? Spre Miercurea Ciuc sau spre Brașov? Genial, să nu încălcăm. Miercurea Ciuc. Acolo măcar nu e voie să întoarci. Acolo e linie continuă, n-am voie să întoarcem și gata. Da, așa. Nu puteți să-mi dați o locație exactă. Zic: nu, domnul meu, între timp ieșiseră la balcoane oamenii care știau ce să facă locatarii cu lumini mari, cu zgomote și așa mai departe. Și a plecat ursul. Și ursul plecase, dar putea să se întoarcă pe lângă casa vecină, direct în fața noastră. Alina, data viitoare să cer cu ursul aica, să-l cheme acasă. Mulțumim mult, mulțumim pentru intervenție, sunt foarte multe telefoane. A fost un caz acum câteva zile, am vrut să dăm, nu știu de ce n-am mai intrat în sumar, cu o doamnă care s-a trezit cu ursul în curte, s-a urcat în copac, a sunat la poliție, mă rog, la 112 și s-a răspuns că echipa de tranquilizare doarme la ora asta, nu poate să vină, să mai sune mâine. Tranquilizante mâine. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Am avut o întâmplare similară cu a lui Vlad și acolo cred că trebuie schimbată puțin procedurile. Un domn a căzut la metroul de la Piața Victoriei. Am sunat la salvare, era 96-1 pe vremea aia, nu știu, prin 97. Lucram în altă parte. Da. Și același lucru mi s-a răspuns, că acolo nu este o adresă, e spațiu public. Am spus: doamne, s-a întâmplat, omul și-a spart capul. Realmente se vedeau fragmente de creier pe scări, nu mai știa cum îl cheamă. Până nu am contactat polițistul de la rutieră din mijlocul intersecției și l-am rugat pe el să cheme ambulanța, nu s-au mișcat. Da, mulțumesc și pentru acest. Bun, asta este un caz mai vechi, discutăm de ce se întâmplă acum la 112, dar uite că aparent unele proceduri par să se perpetueze. Te întreabă numărul exact, dacă nu știi numărul, la ce Dumnezeu îi face. Corina, mai avem doar jumătate de minut, te ascultăm. Bună, bună Corina! Bună. Bună dimineața! Bună. Vreau să zic că tot din Arad m-a motivat interlocutorul trecut. Am avut o problemă cu poliția. Ideea este că eu i-am filmat pentru că veneau de nenumărate ori și nu făceau nimic din cauza unui scandal în josul scării. Da. Le-am sunat la 112, le-am spus că am filmare. M-au audiat la poliție, am spus că nu vreau să vin să fac scandal. Au spus că au depus plângere împotriva mea pentru că eu am spus că am filmare și trebuie să vin. Da. A trebuit să mă duc să mă prezint, le-am prezentat filmarea, am făcut declarație scrisă și peste o lună am primit scrisoare că nu am suficiente dovezi ca să fac această plângere. Camera nu era omologată. Și un mesaj scris repede, ne scrie cineva, zice: acum 4 ani soția m-a amenințat cu un cuțit și am sunat la 112. Mi-a răspuns un domn și mi-a spus: domnule, ești bărbat, de ce nu rezolvi singur? Aia, capul nostru. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.